Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Aspecte deosebit de încurajatoare vor fi cu noi datorită astrelor și vom fi gata să punem în practică ideile noastre și să ne exprimăm opiniile. Vom fi deosebit de atenți și plini de resurse. Comunicarea va fi energică, iar entuziasmul nostru pentru subiecte sau proiecte va fi foarte ridicat. Vom putea ajunge rapid la un punct de vedere sau o concluzie. De asemenea, ne vom recunoaște talentele și vom dori să le folosim. Acesta va fi un moment ideal pentru a ne bucura de noi oportunități. Încrederea sporită în forțele proprii va proveni dintr-un sentiment mai puternic despre cine suntem și despre principiile pe care le reprezentăm. Vom înțelege mai bine orice imagine de ansamblu care ne va extinde perspectiva asupra oricărei situații. Berbec. Nativul berbec va putea conta pe forțele proprii, mai ales când va veni vorba de ceva important. Totuși, îi va veni greu să se înțeleagă cu ceilalți. Acțiunile pe care le va întreprinde uneori vor părea a fi neobișnuite și ciudate. Va fi deranjat de comentariile și sfaturile necerute și chiar mai mult de critici, deseori lipsite de argumente serioase. În această situație, nimeni nu îi va oferi asistență, iar dacă o va cere în mod direct, nu va primi decât un refuz. Vestea bună va consta în faptul că nativul berbec va avea suficientă putere și cunoștințe pentru a-și atinge obiectivele de unul singur. Astrele îi recomandă să lase deoparte îndoielile și să acționeze imediat. Observi că ți se oferă undă verde. Ești lăsat să inițiezi, să decizi, să alegi, să preiei o inițiativă, iar acest lucru te va încânta foarte mult, indiferent că va fi legat de planul profesional sau de un aspect din viața de familie, de cuplu. Ți se oferă ocazia să faci lucrurile așa cum îți dorești. Ți se acordă încredere, de aceea ar fi bine să te folosești de acest moment să iei lucrurile în serios. Taur. Nativul Taur va avea o zi numai bună pentru a-și dovedi creativitatea. Va putea descoperi în el talente ascunse pe care nu le-a cunoscut până atunci. Va putea începe unele studii de perfecționare, a căror finalizare va avea loc destul de curând. Progresele sale semnificative în domeniul profesional vor fi motivele pentru care îi va surprinde plăcut pe ceilalți și va primi oferte tentante, unele dintre ele de nerefuzat. Nici nu trebuie să-i ceri universului prea multe, că ziua de astăzi vine cu anumite surprize, schimbări, vești, oportunități. Vin răspunsurile așteptate, apar rezolvările unor soluții. Este un cadru astral bun și în ceea ce privește legătura cu străinătatea, cu persoane aflate la mare depărtare, dar și cu oameni care au o viziune foarte diferită, idei îndrăznețe. În relațiile personale, influența tendințelor negative va fi vizibilă, iar relația sa sentimentală va deveni mai rece. Astrele îi recomandă nativului Taur să nu tragă pripit concluziile, deoarece în curând lucrurile se vor schimba în bine. Gemeni. Ziua nativului Gemeni va fi epuizantă, vor exista numeroase probleme diferite și nu îi va fi întotdeauna clar la care dintre ele să se concentreze mai întâi. Datorită multitudinii de sarcini, va obosi mai repede decât de obicei. Oboseala va deveni cauza iritabilității, deși el nu va înțelege imediat motivul pentru care starea sa de spirit va deveni brusc neplăcută. Gestionează-ți cu mai multă atenție banii pentru că ai tendința să fii prea generos, fie să te arunci la prea multe cumpărături sau să iei decizii cam costisitoare, chiar dacă nu pentru astăzi, ci pentru zilele următoare. Este un cadru astral bun pentru deplasări, pentru planificări, pentru a ieși dintr-un mediu și a încerca și alt spațiu, altă locație. Spre seară va fi aproape imposibil să fie mulțumit de cineva sau ceva, deși cei dragi vor încerca foarte mult să-l bucure. Nativul Gemeni va trebui să-și țină emoțiile sub control, altfel conflictele nu vor putea fi evitate. Nu va fi de dorit să discute probleme vechi sau să-și amintească evenimente neplăcute. Rac. Ziua îi va aduce nativului Rac o mulțime de evenimente și noi provocări. Nu va putea evalua rapid fiecare situație în parte și nu va înțelege ce să facă în primul rând. Va încerca să distingă chestiunile importante de cele secundare, într-un mod pozitiv, și va ignora lucrurile neplăcute, după care se va simți mult mai bine. Lucrurile nu se vor rezolva sau nu vor dispărea doar dacă vei clipi din gene sau vei lăsa lucrurile de la sine, cel puțin nu astăzi. Azi e nevoie de determinare, de verificare, de exprimare, de delimitare. E nevoie să ieși în față, să ceri informații, detalii, să clarifici tu ceea ce te interesează și să nu lași pe altă dată. Deși cu dificultăți, va reuși să facă față sarcinilor de serviciu datorită sprijinului consistent al colegilor. Potențialul de viață al nativului Rac va fi ridicat către seară, dar va fi mai bine să se abțină de la orice fel de experimente noi, deoarece organismul său nu va fi pregătit pentru așa ceva, iar acestea vor putea avea un efect negativ asupra sănătății. Leu.
În toate activitățile sale, nativul leu va putea conta pe sprijinul celor dragi. Asta îl va ajuta să facă față provocărilor pe care le va aduce această zi dificilă. Vor exista o mulțime de probleme, dar toate vor putea fi rezolvate ușor dacă nu va acționa de unul singur, ci va încerca să găsească ajutoare. Semnul tău zodiacal se află în sfera sinelui, iar astăzi chiar te vei exprima din plin. Universul îți oferă contextul știind că deții resursele necesare. Tu doar creează-ți momentul, atrage spre tine ceea ce dorești, te îndeamnă astrele. Este un moment bun și pentru spiritualitate. Nu va trebui să-i fie teamă să recunoască faptul că se va afla într-o situație dificilă. Nu va fi condamnat și criticat de nimeni. În plus, nativul leu se va simți ușurat prin împărtășirea experiențelor sale cu cei din jur. Seara va promite activități norocoase și vești bune venite de departe. Fecioară. Nativul fecioară va fi criticat ceva mai mult decât de obicei. Chiar și greșelile minore nu vor putea trece neobservate. Oamenii care îi vor arăta greșelile nu vor fi deloc ostili. Dimpotrivă, ei vor dori să-l ajute sincer. Din păcate, comentariile lor involuntare nu vor fi deloc pe placul său. Lucrurile nu mai pot fi ascunse, adevărul va ieși la suprafață, se va face lumină și vei vedea mult mai clar ce ai de făcut și în ce direcție trebuie să mergi. Este posibil să fie nevoie să renunți la anumite relații, conexiuni, să mai amân unele întâlniri sau vizite, să eviți să mai interacționezi cu anumite persoane. Totuși, dacă nu se va simți jignit și își va păstra cel puțin senzația de calm, va putea evita multe probleme. Va fi util să se concentreze asupra studierii, găsirii și colectării unor informații utile, analizând experiența trecută a altcuiva. Ceea ce nativul va descoperi acum îi va fi util în viitor de mai multe ori, ajutându-l să ia decizii corecte. Balanță. Deși va avea o zi stresantă, nativul balanță va face față numeroaselor probleme cu care se va confrunta. Nu se va grăbi, dar nici nu va lăsa pe mâine ce va putea face în această zi. Totuși, va uita să ia pauzele necesare, iar din cauza oboselii va deveni iritabil. Astrele îl sfătuiesc să nu omită perioadele de odihnă și să mai facă și lucruri plăcute sufletului său. Astăzi ești interesat de activitățile care îți fac bine, atât fizic cât și mental. De aceea, tot ce ține de mișcare, yoga, frumusețare corporală, lectură, discuții despre modă, despre sănătate, dar și legate de gestionarea emoțiilor și întărirea mentalului, sunt mai mult decât binevenite azi. De asemenea, va avea o zi favorabilă cumpărăturilor, în special pentru achiziționarea de mobilier, obiecte de interior sau aparate de uz casnic. O plimbare romantică de seară îi va permite nativului balanță să uite de toate experiențele și emoțiile negative. Scorpion. Nativul scorpion va trebui să arate flexibilitate și delicatețe pentru a evita dificultățile ce vor putea apărea în relațiile cu cei dragi și conflictele cu partenerii de afaceri. Chiar și cea mai simplă, familiară și binecunoscută activitate va necesita o abordare serioasă. Cuvintele acestei zile sunt corectitudine, transparență, dar și siguranță. Fii atent la semnale, la indicii, la informațiile care vin astăzi spre tine. Fii mai receptiv și la părerile pe care ți le oferă ceilalți, dar în același timp ai grijă și la cele care pleacă de la tine, la ce detalii oferi tu, ce lași să se înțeleagă, ce le transmiți celor cu care interacționezi. Faptul că la prima vedere ceva va părea a fi un lucru mic sau un detaliu minor va putea fi foarte important ulterior. Cei din jurul său vor avea cerințe ridicate și controversate față de el. Pentru a le respecta pe toate, îi va fi pur și simplu imposibil. Astrele îi recomandă nativului scorpion să nu piardă timpul pentru a da explicații și să acționeze exact cum îi va dicta intuiția. Săgetător. Nativul săgetător va avea o zi ambiguă. Până și cei mai apropiați oameni își vor pierde încrederea în el, vor bănui ceva sau se vor îndoi de cuvintele sale. Nemulțumirile vor face dificile discuțiile deschise cu ceilalți. Conflictul va putea fi evitat dacă emoțiile vor fi lăsate deoparte și se va ghida numai după bunul său simț. Ai nevoie să te oprești, să oferi momente de respiro, mici atenții, cadouri și să nu-ți refuzi unele plăceri. Este un cadru astral bun și pentru aspecte ce țin de entertainment, de joc, pentru întâlniri cu prietenii. Sunt favorizate activitățile care implică pe cei mici, spun astrele. Ziua va fi potrivită pentru rezolvarea problemelor financiare. Îi va fi ușor să facă alegerea corectă atunci când va veni vorba de lucruri practice. De exemplu, să ia o decizie cu privire la achiziții, să evalueze propunerile de afaceri sau perspectivele pentru unele proiecte de lucru aflate în stare incipientă. Capricorn.
Nativul Capricorn va acționa cu grijă și va risca numai atunci când va fi cu adevărat necesar. Această abordare îi va oferi șansa de a obține succes. Va fi dificil să lucreze alături de alții, deoarece vor exista multe dezacorduri. Certurile cu anumite persoane cu care nu se află în relații prea amicale nu vor fi excluse. Ești focusat pe carieră, pe rezultate, pe cifre, strategii, iar ziua de astăzi va fi despre cum poți să dezvolți, să crești, să te extinzi, să aduni, să găsești resurse, să închei alianțe, să negociezi, să cucerești. Cuvântul care ar trebui să descrie cel mai bine această zi este progres. Chiar ești în căutarea progresului pe toate tiparele și sferele vieții tale. Va trebui să se abțină să facă observații critice și să evite glumele ce vor putea părea ofensatoare. Va fi mai bine să nu dea sfaturi dacă nu îi se vor cere. A doua jumătate a zilei va fi pentru nativul Capricorn un moment potrivit pentru a rezolva problemele financiare, pentru a elabora și studia documente în acest sens. Vărsător. Nativul vărsător va fi pregătit să depună eforturi suplimentare pentru a-și atinge obiectivele. Contextul astral va fi favorabil și nu va trebui să profite de acest lucru. Totuși, succesul nu va fi posibil imediat, așa că va trebui să dovedească răbdare. Mai lasă aspectele trecute să țină de trecut. Nu te mai aglomera cu probleme, situații care nu au funcționat cum ți-ar fi plăcut, deblochează-ți mintea, eliberează-te de remușcări, de resentimente. Ia-le ca pe niște lecții care ți-au fost oferite, din care ai avut multe de învățat, nu-ți mai pune singur bețe în roate, te îndeamnă astrele. Nu va fi o zi deloc rea pentru a face tranzacții sau pentru a căuta noi parteneri de afaceri. Nu va fi de dorit să amestece relațiile profesionale cu cele personale. Va fi un moment potrivit pentru a începe un proiect serios și important, deoarece în acest moment, nativul vărsător va fi capabil să vadă lucrurile în mod realist, fără a-și face iluzii ca înainte. Pești. Nativul Pești va avea o zi tensionată, va fi extrem de sensibil la critici, se va simți ofensat chiar și de cele mai nevinovate comentarii. Fenomenul va fi foarte dăunător activităților sale, deoarece își va face griji în loc să se ocupe de sarcinile importante. Astăzi te faci remarcat, fie cu o idee, cu o părere, cu o prezentare, cu anumite cunoștințe, fie cu a prezenta și o atitudine inegalabilă. Reușești să cucerești punastrele fără prea multe eforturi, dar ar fi bine să vezi ce poți face cu această reușită. Ce beneficii poți avea de pe urma propriului șarm. Nu va fi ziua cea mai favorabilă pentru cumpărături, deoarece va avea nevoie de idei despre cum să facă economii și nu cum să cheltuie banii. Sprijinul celor dragi va fi esențial pentru nativul Pești. Seara va fi favorabilă relațiilor personale, iar acest lucru va trebui folosit de nativul Pești pentru a rezolva problemele de familie cu adevărat importante. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!